Elevii argeșeni merg în aceste zile mai liniștiți la școală, fără teama catalogului. Fie că vor învăța sau nu, ei nu vor mai primi note, chiar dacă vor fi evaluați de profesori. Cadrele didactice au decis să protesteze în acest mod față de măsurile luate de guvernul Boc în privința învățământului românesc. Ca urmare a calendarului stabilit de către federațiile reprezentative din învățământ, începând cu data de astăzi, nu se vor mai trece note în catalogul școlar. Toate notele vor fi trecute în carnete speciale ale profesorilor, dar pe această perioadă părinții vor fi informați despre situația școlară a părinților de către profesorul diriginte sau profesorul de la clasă. În cazul în care există profesori care nu doresc să respecte această recomandare, noi nu îi putem obliga. Conform recomandărilor primite de la liderii noștri de sindicat, n-ar trebui să notăm astăzi copiii, chiar dacă îi evaluăm, deci notele nu vor fi trecute în catalog. Acum depinde de fiecare cadru didactic cum consideră. Cât sunteți dispuși să continuați acest protest? Protestul va continua până când probabil vom obține ceva din ceea ce ne dorim cu toții. Cadrele didactice sunt nemulțumite în special de salariile mici din învățământul românesc. Foarte multe nemulțumiri. Deja s-au strâns prea multe și am zis că asta este prima măsură pe care o vom lua. Ceva la nemulțumire ține de ce? A salariilor mici, foarte mici, este foarte greu și în principiu sistemul. Sistemul merge foarte greu. Calendarul protestelor profesorilor cuprinde pentru perioada următoare și o grevă generală pe termen nelimitat.